Următoarea parte. Doar o să citesc. Then he's talking about this. El vorbește despre acești devași, care sunt foarte puternici, sunt foarte drăguți, au fost foarte drăguți în viețile anterioare, foarte generoși. Nu au studiat Dharma, nu au înțeles vacuitatea, însă, pentru că au fost atât de generoși, s-au născut ca ființe foarte puternice și bogate, abundente. Și apoi vorbește că dacă acestea ar veni de la ele însele, atunci nu ar trebui să se schimbe. Și asta este o idee foarte dificilă despre care ar trebui să vorbim. Și întrebarea este, după ce murim? Sau atunci când am venit pe lumea asta? De ce nu ne amintim de unde am venit? Știi? Și este o mare întrebare. Și dacă ne-am putea aminti unde eram înainte, dacă ne-am putea aminti cu ușurință viețile anterioare, atunci cred că noi toți am fi foarte drăguți unii cu alții și nu ar fi tensiuni internaționale între populații și popoare. Și cred că uneori, atunci când studiem budismul, nu punem întrebările evidente, care sunt, de ce nu mi-aduc aminte viețile anterioare? Dacă am avut o viață anterioară, de ce nu mi-aduc aminte? De ce este absolut complet? Eu nu cunosc acest subiect. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, mulți dintre noi putem spune, am așa un sentiment despre ce a fost, o emoție despre ce a fost în viața mea anterioară, dar dacă ești sincer, poți să spui că nu știi cu adevărat și că nu ți-aduci aminte cu claritate unde ai fost înainte. Uneori, da, poți să ai un sentiment. Spre exemplu, eu cred că nu am fost un bucătar bun în viețile trecute pentru că nu am aptitudini în bucătărie. De ce nu mi-aduc aminte viețile trecute? Care este motivul? Și toată povestea asta de aici, din această poezie, este... Dacă te aștepți că ar trebui să-ți aduci aminte, atunci nu înțelegi de unde vii. Dacă tu crezi că ar trebui să ții minte viețile anterioare, înseamnă că nu înțelegi de unde vii chiar tu. Încă ai un sentiment că există un eu care a avut viața anterioare și care a trăit viața mea anterioară. Există școala căii de mijloc care spune, ei cred că Michael este conștiința mea și faptul că sunt aware de gândurile mele, conștient de gândurile mele. Ăla este Michael. Și asta pare că este corect, nu? Eu acum ascult. Am un corp, dar nu sunt degetul meu. Geshe-la nu este degetul lui Geshe-la. Geshe-la are degetul lui Geshe-la. De aia este degetul lui Geshe-la. Deci există un Geshe-la și are aceste degete, dar nu este degetele. Deci Geshe-la trebuie să fie cumva
un spirit, un suflet. Și acel spirit se mută dintr-o viață într-alta. Deci este Geshe Michael. Și el moare în această viață. Și putem să vedem. Putem să vedem cum corpul se duce în altă parte și trebuie să-l îngropăm, spre exemplu. Dar simțim că trebuie să existe un Geshe-la real care se duce mai încolo, care merge mai departe și pleacă din acest corp și se duce într-o altă lume. Dar nu știm ce se întâmplă cu mintea. Mintea este invizibilă. Poți să vezi dovada unei minți a unei alte persoane în ochii acelei persoane, în zâmbetul său, în cum se încruntă. Poți să vezi dovezile existenței minții pe fața sa. Dar nu poți să vezi mintea celorlalte persoane. Dar simți că e bine dacă Geshe-la își părăsește corpul, înseamnă că probabil și-a luat mintea cu el, după el. Însă, Geshe-la împreună cu mintea lui Geshe-la s-a dus în altă parte pentru o altă viață și a plecat din lumea asta. Și atunci Geshe-la va lua un alt corp mai încolo. Și așa vorbim noi și așa gândim noi despre acest subiect. Geshe-la există în corpul său și corpul său îmbătrânește și Geshe-la iese din acea mașină utilizată. Și simțim chestia asta și despre asta vorbește primul Panchen Lama aici. Vorbește despre că atunci când schimbăm viețile, simțim ca și cum ar schimba o mașină. O mașină veche pe o mașină nouă. Și mergi mai departe. Dar ce spune el aici este că nu există nimeni care să iasă din mașina veche. Și nu există nimeni care să intre în mașina nouă. Ăla nu ești tu. Ăla nu este cine ești tu cu adevărat. Și tu de asemenea îți părăsești mintea, îți lași mintea în urmă. Când cobori din mașina veche, îți lași corpul în spate, în urmă, și îți lași în urmă și mintea și identitatea de Michael. Nu este ca și cum ar exista vreun Michael și știu că budismul vorbește așa, dar este o problemă de limbaj. Nu este adevărat că Michael iese din corpul său vechi și se duce în Bardo timp de 7 săptămâni, 49 de zile, și apoi intră în noul său corp. Nu este adevărat, nu este corect. Dacă ar fi așa, atunci ar trebui să existe oameni care să-și amintească viețile anterioare. Stați puțin că sună ceasul de la bucătărie pentru supă sau ceva de genul. My lama gave me a nickname. Lamaul meu m-a poreclit. 30 years ago he called me pot burner, the burner of all the pots. Acum 30 de ani spunea că eu sunt cel care arde toate oalele din mănăstire. Și în continuare ard mâncarea. Nu este ca și cum Geshe Michael iese din corpul său și se duce în altă parte. Ascultă. Și despre asta se vorbește în acest poem. Se deschid semințe noi. Apare un nou Geshe Michael. Eu nu sunt un om care își schimbă mașinile de la o viață la alta. Nu merge așa. Eu acum
semințele mele se deschidă acum în Gheșela. Iar apoi semințele alea se termină. Iar corpul lui Gheșela se oprește și mintea lui Gheșela se oprește de asemenea. Și apoi semințe noi se deschid. Ok? După 10 minute după ce mor, nu mai există niciun Gheșela în acel moment. Nu sunt decât alte semințe. Sunt multe alte semințe care se deschid și asta este o persoană complet diferită. Bineînțeles că nu-ți poți aduce aminte ce ai fost înainte. Normal că nu-ți aduce aminte. Ești complet, sunt complet alte semințe care se deschid. Bineînțeles că nu-ți poți aduce aminte. Este doar un corp nou și este o minte nouă. Nu e ca și cum Gheșela a ieșit din mașina sa veche și intră într-un nou corp. Nu funcționează așa. Semințele pentru mașina veche și pentru mintea lui Gheșela s-au terminat. Acum se deschid semințe noi. Și va fi o persoană complet diferită. Bineînțeles că nu-ți vei aduce aminte nimic, pentru că este o altă persoană și o altă minte, ok? Și știu că nu vorbim așa de obicei, dar obiectivul acestui poem de aici este foarte interesant. Și îmi place să le spun studenților cât de mult îi ția pentru ca Geshe Michael să devină un cățel. Cât de mult îți ia să devii un cățel. Este adevărat că Gheșela se duce în Bardo și că spiritul stă acolo timp de 7 săptămâni și apoi, dacă are noroc, se reîncarnează. Nu este adevărat. Semințele se deschid 65 pe secundă. Deci cât durează să intri într-o mașină nouă și să intri într-o minte nouă și să intri într-o persoană nouă? Ia o parte din 1 pe 65 dintr-o secundă. Deci nu știu de ce noi ne simțim în siguranță că dacă mor, e ok, am 7 săptămâni să văd ce o să fac, oamenii o să aibă grijă de mine, Gheșela o să roage pentru mine. Nu e chiar așa mare urgența. Am 7 săptămâni în Bardo să-mi aleg semințele pentru viitor. Semințele tale se vor deschide pe 1 pe 65 pe secundă. Durează mai puțin de o secundă să devii un câine. Nu trebuie să ții minte, nu trebuie să aștepți pentru ca corpul cățelului să crească, ca tu să preiei acel corp. Toată mintea ta și tot corpul tău se poate schimba într-o altă ființă într-o secundă, mai puțin de o secundă. Să nu crezi că ai 7 săptămâni să te pregătești în Bardo. Nu-ți face griji, Gheșela, că am 7 săptămâni să găsesc un corp bun, următorul meu trup. Ce semințe ai atunci când mor? Alea sunt cele care o să decidă ce o să fie în următoarea viață. Nici măcar nu alegi. Nu este alegerea ta, ci semințele tale aleg. Semințele pe care le ai în mintea ta atunci când mor sunt cele care o să te creeze în viitor. Dacă ai semințe bune, acea persoană o să fie o persoană foarte ok, fericită. Și fiecare sămânță negativă pe care o ai va crea un tip negativ în următoarea viață.
Deci dacă există vreo parte din tine care vine de la ea însăși, atunci poți să spui că Geshe-la se duce în Bardo și hai să ne rugăm pentru el. Poate că poate să-și aducă aminte de semințele bune. Dar nu este așa. Ai plecat, ai dispărut, îți pierzi corpul, ieși din mașina veche și din mintea veche și apoi devii o mașină nouă, cu nouă minte. Nu e ca și cum ești un șofer care schimbă mașinile. Nu merge așa. Tipii ăștia... Hai să intrăm în text puțin. Și există, avem riscul să nu terminăm acest text într-o 100 de ani. El zice, uite, acele superființe, Deva, apropo, sunt atât de puternice, trebuie să-ți imaginezi că este o posibilitate pentru o viață ulterioară. Știți că sunt acele jocuri în care te joci cu niște sfere de marmură? Că sunt niște biluțe. Acești zei, Deva, se joacă cu planetele, precum se joacă copiii cu acele biluțe mici. Sunt foarte, foarte puternice aceste ființe. Dar au această problemă. Ei cred că pixul ăsta a fost făcut în Japonia. În continuare se gândesc așa. Au această gândire. Au niște semințe minunate care se deschid. Și au puterea să se joace cu planetele. Dar nu înțeleg de ce. Nu înțeleg că totul este o sămânță care se deschide. Și apoi, cum încep lucrurile? Cum se pornesc lucrurile? Cum apar lucrurile? Și putem să vorbim multă vreme despre de ce un lucru bun începe în viața ta și de ce un lucru rău începe în viața ta, dar pe scurt, nu poți să alegi un moment în care acest pix a devenit pix. Poți să spui că pixul a fost făcut în Japonia. Când? Pe 3 noiembrie. În 2020. A ieșit din fabrică. Da. Dar care este momentul exact când a devenit pix? Și nu poți să găsești acel moment, știi? Nu poți să găsești momentul exact în care acest pix a devenit pix. Când au terminat ei să termine acest pix? Era la ora 9 și la 30 de minute și 10 secunde? Atunci a ieșit din fabrică. Da, dar asta este momentul în care a ieșit din fabrică partea stângă sau partea dreaptă a pixului. Nu contează, Geshe-la, contează că a ieșit din fabrică. Dar, de fapt, este o idee foarte dificilă. Trebuie să existe, trebuie ca o parte a pixului să iasă din fabrică mai întâi. Dacă partea aia a ieșit din fabrică și apoi cealaltă parte a ieșit din fabrică, trebuie să existe o diferență între cele două părți care ies din fabrică. Și la un anumit moment a ieșit partea dreaptă a pixului și după câteva secunde a ieșit cealaltă parte. Dar mijlocul, când a ieșit din fabrică? Geshe-la, dar chiar are sens? Chiar contează? Deci spune-mi, când la jumătate, când a ieșit din fabrică? Geshe-la, cui pasă? Ascultă! Nu poți să-mi spui momentul exact
în care pixul a ieșit din fabrică, pentru că sunt bucăți de timp care sunt atât de scurte încât nu poți să le vezi. Încearcă să înțelegi. O secundă are un început și un final. Atât. Are un început al timpului și are un final al timpului. Și durează o perioadă, începe și se termină. Deci trebuie să existe și posibilitatea ca această perioadă să fie tăiată în două. Spre exemplu, eu astăzi mă pregătesc să fac o prăjitură pentru soția mea. Și se spune că nu este sănătos, dar nu-mi pasă. Dar când ești bolnav și cineva îți face o prăjitură, te face fericit. Și această prăjitură o să aibă mai multe părți. O să fie o parte de sus, o parte de jos și o parte din mijloc. Și acum ascultă. Dacă părților sunt prea mici pentru a le vedea, dacă nu poți să vezi atomii, atunci nu poți să vezi niciun parte a tortului, a prăjiturii. Dacă nu poți să vezi bucățile prăjiturii, atunci nu poți să vezi prăjitura cu totul. Gheșela, știu că nu poți să văd atomii prăjiturii, dar când pui foarte mulți atomi împreună, poți să-i vezi împreună. Nu înțelegi. Când pui mulți atomi împreună și zici, uite, acum văd prăjitura, nu este suficient, nu mai este prea mic. Dar trebuie să existe un atom aici și mai trebuie să mai fie un atom în cealaltă parte și tu să vezi marginile atomilor. Dacă nu poți să vezi atomii, nu poți să vezi prăjitura. Prăjitura nu este făcută din atomi, prăjitura vine de la tine. Timpul nu vine către tine, timpul vine de la tine. Renașterea într-un alt trup, într-o altă minte, nu-ți vine înspre tine, ci vine de la tine. Nu are cum să vină către tine. Atomii din acest pix nu au cum să vină către mine, pentru că nu-i vezi. Sunt prea mici, nu ai cum să-i vezi. Dacă ceva este prea mic pentru a fi văzut și pui împreună, nu ai putea să vezi marginea oricum. Pentru că marginea ar fi făcută dintr-un atom. Deci ar fi marginea unui atom. Dacă nu poți să vezi marginea pixului, asta dovedește că vine de la tine. Dacă tu speri că ai avut o viață destul de bună și ai făcut lucruri destul de bune și după ce mori ajungi să ai o mașină destul de bună, asta este o idee greșită. Nu există nicio mașină și nu există șoferi. Nu este decât sunt lucruri care ies din semințele tale. Nu există nimeni care să privească ce iese din semințele tale. Tu ieși din semințele tale, ok? Tu nu privești ce iese din semințe. Tu ești ce iese din semințe. Cel care privește iese de asemenea din semințe. Să nu crezi că că ai un corp, o mașină și un job ale tale, ci toate vin din semințele tale. E foarte interesant. Și toate lucrurile din viața ta, toate culorile, toate sunetele, toate formele vin din semințele tale. Și persoana care le vede vine de asemenea din semințele tale și nu există nimeni altcineva. Ok, hai să mergem la următorul verset.
Denver too, but now now you're missing now. Somebody in the top it say, Shed and came on missing girl. Kelta Shed and Kevana, you jump it, then do the two make you a map of girl. Then there's a story. She exists o poveste că acești deva zei au copii foarte frumoși. Se numesc Laipumo. Înseamnă fii și fiicele zeilor. Și atunci când zeii se uită la fiicele sau copiilor, simt această, un atașament foarte puternic față de ei. Și nu realizează că și acești copii vin din semințele lor. O, Geshe-la, cineva a avut un copil de curând. O prietenă de-a mea pe nume... o prietenă de-a mea, așa, Veronica, ea a născut săptămâna trecută. Am avut niște prieteni care au avut au născut gemeni. Și mama era foarte fericită și mi-a trimis o poză cu ambii copii care erau alăptați în același timp. Și era foarte fericită. Când ai un copil, ți se pare că acest copil a ieșit din pântecele tău și te simți mândru, mândră și te simți împlinită. Oh, eu am dat viață unei alte ființe. Și simți o atracție puternică față de acea ființă. Dar, de fapt, el spune aici că nu-ți vezi copiii în mod corect. Nu înțelegi de unde vin acei copii cu adevărat. Vin din semințele tale. Acei copii s-au născut din semințele tale. Tu ai, te-ai creat pe tine. Tu ai creat sarcina și tu ai creat copiii care au ieșit din tine. Și totul vine din semințele tale. Dacă înțelegi de unde vin copiii cu adevărat, atunci când îi vezi, vei vrea să fii drăguț cu toată lumea. Dacă tu înțelegi cine a creat cu adevărat copiii pe care îi ai, și anume semințele bune din mintea ta, și uneori în familie, nu știu de ce, unii oameni, după ce fac copii, devin mult mai plini de compasiune. Am văzut-o de multe ori. Oameni care sunt egoiști devin mult mai plini de compasiune după ce fac copii și învață cum să se sacrifice. Să-și sacrifice fericirea pentru altcineva. Când eram în afacerea cu diamante, a trebuit să angajez sute de oameni, să-i le fac interviuri, să-i angajez, să-i trăinuiesc. Timp de 19 ani, sute și sute de oameni. Și după câțiva ani m-am prins că mamele sunt extraordinare, sunt angajate extraordinare. Dacă vrei un angajat bun, alege o mamă, pentru că știu cum să se sacrifice și să stea până târziu și să-și termine treaba. Tatăl se va duce să se culce atunci când copilul plânge. Deci eu întotdeauna angajam mame pentru că știu să se sacrifice pentru alții. Deci câteodată când vezi
o persoană care are un copil, poți să-ți dai seama că este o persoană mai plină de compasiune și de cât alte ori. Din observațiile mele și eu nu sunt tată, când ai un copil, afecțiunile mentale cresc foarte tare. Devii mai furios, devii mai egoist, ai grijă mai întâi de copilul tău și nu ai grijă de copiii altora și discriminezi mai întâi ce e al tău și după aia ce este al altora. Nu trebuie să am grijă de vecinii mei. Trebuie să am grijă de copilul meu. Deci despre ce vorbește aici este că această înțelegere și anume de unde vin copiii tăi și vorbește despre copiii zeilor și zice, știi cum au zeii copii? În tradiția asta se spune că bebelușii apar pur și simplu, le apar în poale. Într-o zi pur și simplu apar în poală, fără dureri, fără nimic. Se pare că este un fel foarte ușor de a face copii. Deci ideea de aici este că atunci când naști un copil, se întâmplă două lucruri. Unu, poți să înțelegi că această persoană minunată vine din semințele tale în care ai fost generos cu alții și după ce naște acel copil, trebuie să ai și mai multă grijă de alții. Sau dacă nu înțelegi de unde vine copilul cu adevărat, atunci nașterea copilului poate să fie o tragedie. Începi posesiv și nu mai îți pasă de alții. Dacă înțelegi că copilul tău s-a născut din semințe, atunci vei înțelege că ar trebui să ai grijă de copiii celorlalți în mod egal. Ok. Acum, există o dinamică interesantă cu zeii. Toată viața lor este plină de competiție. E foarte similară cu oamenii bogați din această lume. Și ascultam la radio când mă întorceam de la muncă, când durea 45 de minute să ajung acasă, pentru că eu locuiesc pe un munte. Și există și un... Când ajung acasă noaptea, este un drum foarte plăcut. Și câteodată ascult radio și aud știri despre alte locuri, despre alte țări, alte state din America. Din locuri diferite. Și îi aud pe actorii ăștia faimoși și chiar vorbesc despre alți actori din alte filme și sunt foarte competitivi și așa se gândesc. Acești oameni foarte frumoși care arată foarte bine, foarte faimoși. Nu știu de ce nu au burtică de COVID ca mine. Întotdeauna arată foarte bine. Dar cu cât arăți mai bine din punct de vedere fizic și cu cât devii mai faimos,
atunci obiceiul este să devii gelos și să intri în competiție cu alte persoane frumoase, precum un blestem. Este o mare problemă a oamenilor de succes, oamenilor frumoși și bogați. Se simt uneori, simt competiție intensă unii față de ceilalți sau invidie pe unii pe ceilalți. Iar acum despre asta se vorbește. Și Panchen Lama spune, știi, oamenii ăștia care au o viață frumoasă, dar un lucru care le definește viața, cea mai importantă parte din viața lor este invidia. Știi? Nu este suficient să fii numărul unu, nu este suficient să câștigi nu știu ce premiu Oscar, dar să verifici în permanență cum sunt ceilalți, dacă sunt mai frumoși sau mai deștepți sau mai faimoși sau mai puternici. Sau că numărul de follower din social media. Asta vorbește despre emoțiile acestor zei, care sunt două mari emoții. Când au un copil, simt această iubire intensă pentru copilul său, pentru copilul lor. Și apoi, atunci când văd un alt deva, un alt zeu, simt această gelozie intensă și spirit de competitivitate. Deci Panchen Lama spune, fii atent, hai să ne gândim la acești zei. Hai să ne gândim la acești oameni foarte frumoși, bogați. Două lucruri le definesc viața. Unu, au copii și sunt foarte atașați de copiii lor și au o iubire foarte frumoasă față de copiii lor. Iar în același timp, simt gelozie intensă, invidie intensă față de ceilalți oameni faimoși și puternici. Este ciudat că aceste ființe pline de succes au aceste emoții de atașament și de iubire și de competitivitate atât de intense și invidie intensă pentru ceilalți. Și Panchen Lama nu spune, tu ar trebui să fii o persoană bună. Tu ar trebui să iubești pe ceilalți, așa cum îți iubești copiii. Nu asta spune. Nu asta spune. E foarte interesant ce spune. Nu uita, asta este o luptă între diavol și înger. Asta este o luptă între diavol și înger. Diavolul spune, Geshe Michael, în mintea ta există două gânduri diferite. Numărul unu, ai o mare compasiune pentru toată lumea. Ce frumos! Și numărul doi, ai o gelozie intensă față de ceilalți profesori. Nu asta spune. Primul Panchen Lama nu asta spune. Nu spune, fii atent, ai gânduri bune și ai gânduri rele. Hai, te rog eu frumos să ai mai multe gânduri bune și încearcă să ai mai puține gânduri proaste. Nu asta spune. El spune că nimeni nu are acele gânduri. El spune că nimeni nu are acele gânduri. Nimeni nu are acea iubire pentru copil. Nimeni nu simte acea gelozie pentru
pentru competiție. Nu este nimeni acolo. Ăla este... Dacă profesorul tot de Dharma îți spune, încearcă să îți îmbunătățești, să îți înmulțești gândurile de iubire și încearcă să îți descrești gândurile de competiție. Dacă cineva îți spune asta, înseamnă că habar n-are despre ce vorbește. Pentru că atunci când îți spun că ar trebui să faci aceste două lucruri, când îți spun asta, eu vorbesc despre tine, dar tu nu existi în felul ăla. Dacă crezi că există cineva care are acea compasiune și dacă crezi că există acea cineva care are acele sentimente de competitivitate, înseamnă că deja ai pierdut războiul și o să mai repet o dată. Dacă crezi că există un tu care are un gând iubitor și dacă tu crezi că există un tu care are un gând de competitivitate și dacă crezi că ar trebui să ai mai multe gânduri iubitoare și crezi că ar trebui să ai mai puține gânduri de competitivitate, deja ai pierdut războiul. Deja asculți diavolul, pentru că nu există acel tu. Nu există nimeni care să aibă acele gânduri. Geshe-la, de ce avem această clasă? Dacă nu există niciun eu pe care să-l îmbunătățesc și dacă nu există niciun eu care devine mai rău dacă nu studiez, atunci, de ce avem această conversație dacă nu există niciun eu? Nu există niciun tu, există doar semințe. Nu există niciun tu. Nimeni nu a ieșit din mașina ta veche și s-a urcat în mașina nouă. Nu există niciun tu. Nu există decât semințe care se deschid. Geshe-la, dacă nu există niciun eu, atunci cum pot să fiu fericit? Cine devine un Buddha atunci? Nimeni nu devine un Buddha. Se deschid semințe de Buddha. Când ești Buddha, deci nu-ți face griji despre eu. E cineva care este cu microfonul deschis. Nu există niciun eu care să aibă gânduri frumoase. Nu există. Tu ești gândurile frumoase. Tu ești semințele tale care se deschid. Deci nu-ți face griji despre eu, despre mine. Doar fă-ți griji despre semințe. Atunci când o să te vezi iubitor față de copiii tăi, nu faci altceva decât să te uiți la semințele tale bune că se deschid. Atunci când vezi pe cineva că este competitiv față de alte persoane, nu faci altceva decât să vezi semințe de competiție care se deschid. Asta este tot. Deci ce trebuie să fac acum, Geshe-la? Încearcă să înțelegi. Te uiți la semințe cum se deschid și trebuie să te focalizezi pe semințe. Nu te focaliza pe eu, pe mine. Nu te focaliza pe sine. Focalizează-te pe semințe. Geshe-la, mi-e greu să meditez. Da, știu. Se deschid semințele. Te uiți la semințe cum se deschid. Ultimul lucru. Și apoi avem întrebări. Ok, Tim? Am spus povestea de câteva ori, dar tataia povestește foarte mult și predă foarte mult. Uite, asta este bucătăria mea, o vedeți? Și în ultima vreme, când mă trezesc noaptea și intru în bucătărie să mai mănânc câte ceva,
Tot calc pe ceva, tot calc pe ceva ud, apă pe podea. Și în fiecare noapte pe furiș intru în bucătărie și este foarte rece apa aia. Apa este rece, că și aici este iarnă în Arizona. Și mă simt responsabil. Mă simt că sunt o persoană rea, că ar trebui să curăț apa de pe podea. Și curăț apa de pe podea. Și fac curățenie. A făcut curățenie vreo 4-5 nopți, 5-6 nopți. Și în fiecare seară fac chestia asta. Și dintr-o dată, nu știu ce s-a întâmplat, am zis, m-am săturat să tot curăț apa asta. Poate există o altă variantă. Poate ar trebui să verific conducta și să o repar. E mult mai multă muncă să curăț mereu apa, deci poate mai bine mă uit la cauză. Deci asta încercăm noi aici. Asta învățăm noi aici. Focusează-te pe semințe, nu te focusa pe rezultat. Am prietenul meu, Daniel Garcia, a reparat conducta. Ce spune Panchen Lama aici este, ai grijă de semințele tale. Nu te focaliza pe rezultat, focalizează-te pe semințe. Ai grijă de semințele tale. De asemenea, atunci când simți o iubire intensă față de copiii tăi și simți invidie puternică la muncă, alea două vin de asemenea din semințe. Deci ai grijă de semințele acelea. Nu îți face probleme despre sine. Nu te mai gândi la Geshe Michael. Iubirea vine din semințe. Și invidia vine din semințe. Și Geshe Michael, care este invidios, vine din semințe. Și Geshe Michael iubitor vine tot din semințe. Deci lucrează la semințele tale. Repară-ți greșelile, repară-ți conducta care curge. Problema este că persoana care lucrează la semințe vine de asemenea din semințe. Persoana care lucrează la semințe vine de asemenea din semințe. Deci, ce semințe ai mai multe, te fac, cu cât ai mai multe semințe bune, cu atâta ești un lucrător mai bun, un grădinar mai bun sau nu. Și nu există nimeni care să fie în control. Cu ce semințe ai acum, ce semințe ai acum, sunt similare cu semințele de mâine. Pentru că sunt create de persoana care lucrează la semințe. Dacă e o problemă cu semințele, atunci e o problemă și cu cel care repară semințele. Geshe-la sună a samsara, sună a cerc vicios. Ceea ce spui tu sună a faptul că nu ne putem îmbunătăți. Este dificil. Dar nu este imposibil. Atâta vreme cât înțelegi că lucrurile vin din semințe, atunci poți să ai speranță. Și dacă uiți asta, atunci nu ai nicio speranță. Focusează-te în continuare pe semințe. Dacă ai semințe proaste, este pentru că vii din semințe proaste. Ești creat din semințe proaste. Geshe-la, și atunci cum pot să mă repar? Cum pot să-mi repar semințele nasoale dacă eu vin din semințe nasoale? Sună ca și cum ar fi imposibil. Nu, pentru că poți să faci lucruri mici. Suntem foarte norocoși
că semințele cresc. Suntem foarte norogoși că semințele cresc. Se dublează, se dublează, dublează, dublează. Poți să faci un lucru mic astăzi. Dacă poți să faci un lucru mic pe zi, atunci există speranță, pentru că acele semințe se dublează, se dublează, se dublează, ok? Deci astăzi, un pas practic, dacă vrei să ai o renaștere bună, fă un lucru mic, drăguț, atât. Fă un lucru bun, drăguț. Eu fac o supă astăzi. Nu este cea mai bună din lume. Nu sunt eu un bucătar foarte bun. Tibetana mea este mai bună decât supa mea. Dar fă lucruri mici, drăguțe, pentru alții și dedică acele semințe altora. Și hai să dedicăm cu toții semințele pentru a găsi o soluție la rezolvarea tensiunii acesteia internaționale, a conflictului internațional. Vă spun mâine cum a ieșit supa asta, dacă am ward sau nu. Fă un lucru mic bun, dedică semințele și semințele vor exploda. Plantează semințe mici bune și lasă-le să crească. Timothy, ai întrebări pentru mine? Stop that. Okay, cool. All right, Geshe-la, thank you for teaching us today. Geshe-la, îți mulțumim că ne înveți astăzi. Îți mulțumim pentru întrebări. Această întrebare se referă la concentrează-te pe semințe, nu te concentra pe rezultat. Când vorbim despre semințe în mai multe școli, spre exemplu, cum e în școala Mind Only, nu mai minte că semințele se depozitează în frigider, sau mai sunt școli în care se spune că semințele sunt depozitate în mine, în sine. Poți să ne explici puțin mai mult despre de ce vorbim și cum vorbim despre cum semințele sunt depozitate în noi și cum să ne focalizăm pe semințe când semințele nu sunt în afara noastră? Fii atent, în școlile inferioare, Buddha spune, fii o persoană bună, încearcă să plantezi semințe bune și apoi când mori, poți să primești un trup mai bun, un corp mai bun și o să fii într-un loc mai bun. Asta este prima învârtire a roatei. Te rog, plantează semințe bune, vei muri și pentru asta trebuie semințe bune. Și poți să te gândești că le ții precum o valiză și poți să le deschizi. Ce spune Panchen Lama aici este că să nu uiți că persoana care lucrează cu semințele este creată de semințe în același moment, ok? Deci persoana care încearcă să se îmbunătățească, persoana care face semințele, care plantează semințele bune noi, în acel moment vine tot din semințe. Deci dacă înțelegi chestia asta, ai o șansă. Dar dacă crezi că există cineva care face semințele, care nu vine din semințe în același moment, atunci ai o problemă. Ai o problemă atunci. Deci încearcă să înțelegi că cel care face semințele
vine din, din semințe, spre exemplu. Dacă, dacă cel care plantează semințele este într-o stare bună astăzi, atunci va planta semințe bune. Și dacă, dacă cel care plantează semințele este într-o stare proastă, atunci cel care plantează face semințele va face semințe proaste. Deci trebuie să înțelegi că ăla care face semințele, care creează semințele, vine de asemenea din semințe și trebuie să plantăm semințele care ne va face, ne va transforma într-un grădinar mai bun. Grădinarul vine de asemenea din semințe. Deci, trebuie să fim atenți la a planta semințele bune pentru a fi un grădinar bun. Deci trebuie să petrecem niște timp, să ne gândim de ce sunt eu fericit atunci când plantez semințe. De ce cred în semințe? De ce mă bucur pentru semințe? Există semințe speciale pentru a crede în semințe. Și aia este rădăcina tuturor semințelor. Ce spune Panchen Lama aici, primul Panchen Lama, este să ai grijă de grădinar, ăla care face semințele. De ce ai venit la clasa asta astăzi? Pentru că ai plantat semințele în trecut? Ai grijă de acele semințe, ok? Nu pierde acele semințe, ceea ce înseamnă încurajează-i pe ceilalți în continuare. De fiecare dată când îi vezi pe cineva că face ceva bun, spune-le! Wow, ce tare e asta! Ce faci aici? Chestia asta cu a te bucura pentru alții, meditația cafelei și ajuta pe ceilalți, asta este adevărata sămânță pentru a deveni un grădinar bun. Ai grijă de grădinarul tău, de semințele tale de grădinar. Și care este cea mai bună modalitate? Este să le spui celorlalți ce tari sunt. Și fă asta tot timpul. Și apropo, nu minți. Nu inventa povești. Să fie un bou și să-i spui că este super ok. Asta nu s-a ajutat absolut deloc. Nu spun asta. Ceea ce spun este că atunci când vezi ceva foarte bun și pe care îl face altcineva, spune-le ce mișto este. Și este cumva egoist. Dacă nu spui altora cât de mișto sunt și ce mișto este ceea ce fac. Am văzut când ai vorbit cu acea persoană foarte dificilă, ești așa de tare, ai atât de multă răbdare. Doar vreau să spun că e foarte tare ce ai făcut și mi-ar plăcea foarte mult să fiu răbdător sau răbdătoare ca tine. Deci aceste semințe de încurajare față de celelalte persoane te fac un grădinar mai bun. Este foarte tare. Deci te uiți la alții, observi pe alții și îi încurajezi să facă, îi încurajezi cu sinceritate să continue să facă ceea ce fac. Asta te face un grădinar mai bun. Despre asta vorbește Panchen Lama. Unde plantăm semințele? Școala Mind Only este utilă. Ward tocmai și-a terminat prima carte, Ward Smith. Tocmai a terminat prima carte despre școala Nu Mai Minte și cred că este cea mai bună carte despre școala Nu Mai Minte din istorie. Cred că este cea mai bună carte pe care am văzut-o vreodată despre școala Mind Only și este publicată la editura Diamond Cutter Press. Cartea se numește Cheia de Aur. Și dacă vrei să înțelegi cu adevărat școala Nu Mai Minte, atunci ia cartea aia și rumego și întreabă-l pe Wordsmith
te roagă pe Ward Smith să predea cartea. Este absolut minunată, uimitoare. Am citit o frază de curând care pur și simplu, wow, e vorba despre Tsongkhapa, e vorba de Tsongkhapa și a zis, fii atent, dacă chiar înțelegi școala mind only, nu mai minte, ideea nu mai minte, despre locul în care ții semințele, abia atunci poți să practici tantra. Și de-abia atunci calea secretă este plină de succes. Poți să trăiești cu ungerii. Dacă chiar înțelegi această idee cu frigiderul unde se depozitează semințele și am fost, wow, asta e super tare. Și multă lume mi-a spus, Geshe-la, am cumpărat e-book-ul și poți să te bucuri imediat cu e-book-ul. Poți să faci comandă pe internet și să primești e-book-ul în 30 secunde. Nu trebuie să aștepți poșta. E interesant, dacă în America, dacă aștepți poșta, poți să ia și 2 ani de zile până primești o carte. Deci poți să primești e-book-ul în câteva minute. Și multe persoane mi-au spus, oh, Geshe-la, școala nu mai minte, este mult prea dificilă. Dar sunt 2 lucruri pe care poți să le faci. Numărul 1. Dacă o carte nu e dificilă, înseamnă că deja o înțelegi și atunci nu are niciun motiv să cumperi cartea. Dacă o carte este ușoară, atunci este pentru că o înțelegi și scrie acolo. Deci, după părerea mea, nu ar trebui să cumperi cartea, n-ai niciun motiv să cumperi cartea, dacă deja înțelegi ceva. De ce ar trebui să cumperi cartea? N-are niciun sens. După părerea mea și în tradiția lui Tsongkhapa, ar trebui să cumpărăm cărțile pe care nu le înțelegem. Ar trebui să cumpărăm cărțile pe care nu le înțelegem, pentru că de-abia atunci putem să intrăm în profunzime. Și alunele nebune, echipa asta, Mixed Nuts, sunt extraordinari și lucrează foarte mult. Fiecare dintre ei își înțelege foarte bine cartea și vreau să vă arăt ceva. This is we're going to show this week in the Mixed Nuts classes. O să vă arătăm asta în clasele de Mixed Nuts. Puteți să vedeți ecranul meu? You can read this week. You can come to the Și puteți să veniți la Lunele Nebune și să citiți această chestie. Astea sunt subiectele Mixed Nuts. Și vă dau un preview secret, să nu-i spuneți nunic. Uite de unde a venit. Astea sunt sutrele originale de acum 2500 de ani. Noi traducem 6 dintre ele. Și apoi avem Abhidharma, cunoașterea superioară. Acum aproximativ 2000 de ani. După care sunt cărțile Mahayana de acum 1800 de ani. Și apoi vine școala nu mai minte, Asanga, acum 750 de ani. Și apoi vine Dharmakirti și școala de rațiune și gândire clară sau tantrică. Acum 500 de ani, 1500 de ani. Și apoi vine Vinaya, marea moralitate. Iar apoi apare dinastia Tang din China cu echipa sa de traducători.
Și apoi apare calea de mijloc inferioară, și anume Kamala Shila, și scriitori precum el, care iubeau meditația și au apărut cărțile despre meditație, cărțile mărețe despre meditație. După care a apărut calea de mijloc superioară, asta e Chandrakirti, și cei care înțeleg cu adevărat vacuitatea, niște tipi excelenți. Asta este acum 1500 de ani. Iar apoi Lojong, cum să îți dezvolți o inimă bună. Iar asta a fost acum 1000 de ani. Iar apoi a apărut Lamrim. Și acum aproximativ 600 de ani, când trăia Tsongkhapa. Iar apoi a apărut studiul diferitelor școli în două feluri. Și anume studierea împreună a tuturor școlilor. Astea sunt ideile mărețe din ultimii 2500 de ani. Și acum o să vă arăt. O să fac ăsta mai mic. Și astea sunt cărțile. Astea sunt cărțile pe care le traducem. Noi traducem 6 sutre. Puteți să le cumpărați deja în format e-book. All the kinds of karma, Sutra of Lapis Light, commentary to the Diamond Cutter Sutra, comentariul la Sutra Diamond Cutter, șlefuitorului, toate tipurile de corelații, fiecare mare subiect din filozofia străveche este acoperit de către alunele nebune. Și puteți să vedeți în părți, în partea dreaptă și în partea stângă, care sunt cărțile care acoperă cele mai mărețe subiecte din ultimii 2000 de ani. Și avem 27 de traduceri. Și dacă nu le iei, înseamnă că ești nebun. Ești un nebun dacă nu-ți cumperi cărțile astea. Deci dacă ai timp săptămâna viitoare, vom avea 60 de clase despre această idee pe care ai întrebat-o acum. M-ai întrebat... Dacă chiar vrei să înțelegi cum semințele stau în mintea ta, vino la Mixed Nuts, vino la Lunele Nebune. Pentru că traducem foarte, foarte mult. Tim, hai încă o întrebare. Asta e o întrebare complexă. Cineva a întrebat despre partenerul său, despre partenerul său care pare că nu-și mai iubește familia, și altcineva întreabă despre faptul că se pare că nu mai are compasiune față de ceilalți. Deci ce ai putea să ne sfătuiești pentru aceste două situații aproape similare, în care nu mai simțim atât de multe emoții pozitive? Este unul dintre cele mai triste lucruri din lume. Pe de o parte, ești într-o relație și se pare că cealaltă persoană nu mai este interesată. Sau se pare că nu te mai iubește la fel de mult cum te iubea înainte. Este ca și cum simți că pierzi printre degete aceste persoane. Poți să simți cum se întâmplă și este foarte, foarte trist. Ai sentimente, această persoană a avut sentimente și acum se pare că nu mai există. Pe de altă parte, tu ești persoana care își pierde sentimentele.
Și, spre exemplu, obișnuiam să țin foarte mult la anumite persoane sau la jobul meu și acum nu mai simt aceste emoții. Nu mai simt iubire pentru aceste persoane. În loc să simt iubire, simt obligație. Ar trebui să fiu drăguță cu aceste persoane. Este partenerul meu, partenera mea. Și stă lângă mine de multă vreme. Dar nu mai am pasiune, nu mai simt pasiune pentru această persoană. Dar simt ca și cum le-aș datora ceva. Și ambele sunt sentimente foarte neplăcute. Datorez iubire familiei mele, dar nu o simt. Sau, spre exemplu, cineva din familia mea sau din compania în care lucrez, se pare că nu au prea multă pasiune față de mine, față de cum aveau înainte. Iar aceste sentimente sunt la fel, sunt foarte similare. Se simte la fel. Se simte ca și cum nu mai ai iubire, se pierde iubirea. Deci ce poți să faci cu asta? Și încă o dată, suntem norocoși. Pentru că prima lege a karma îi spune că toate semințele cresc repede. Deci, prima lege a karmei spune că semințele se dublează la fiecare 24 de ore dacă înțelegi semințele. Ok? Deci asta e super cool. Este ca un super fertilizator. Dacă înțelegi semințele, atunci semințele bune pe care le plantezi vor crește ca nebunele. Ca nebunele. Dar dacă vezi că iubirea se pierde, este ca și cum ar fi apă pe podea. Nu încerca să cureți apa de pe podea, ci anume, repară conducta care picură. Deci personal, și am trăit o viață lungă, am văzut multe lucruri. Nu funcționează, cred eu, să mergi la o persoană și să-i spui, băi, mi se pare că nu prea ai prea multă iubire în inima ta, poți să te îmbunătățești un pic? Ai o familie, ai un partener care te iubesc. Încearcă să simți și tu mai multă iubire. Și pot să spun că nu funcționează așa. Pentru că, de ce? Vine de la tine. Cât de multă iubire are această persoană? Vine de la tine. Deci nu ai altceva de făcut decât să plantezi mai multe semințe de iubire. Și asta poate să fie apreciere. Deci gândește-te la oamenii care te slujesc, care te ajută. Este cineva care cultivă portocalii din care provin portocalele pentru acest suc. Există cineva care a plantat semințele de cafea pentru cafeaua mea pe care o beau acum? Da, există cineva care a plantat pepene roșu pentru sucul meu? Sunt atât de multe persoane care au grijă de mine. Ar trebui să îmi arăt aprecierea și iubirea față de aceste persoane. Chiar și doar recunoștință pentru aceste persoane. În timpul iernii, în Arizona, este foarte, foarte frig. Sunt în munți. Dar cineva îmi trimite electricitate. Mulțumesc, nu știu datorită cui, dar știu că dacă îmi plătesc facturile, eu am electricitate pe vârful muntelui. Doar încearcă să arăți recunoștință pentru toate lucrurile bune din viața ta. Și asta plantează sămânța ca iubirea să nu dispară și să se întoarcă în viața ta. Iubirea unui partener sau unui membru al familiei, iubirea ta pentru familia ta, iubirea altora față de tine,
poți să o replantezi, poți să redeclanșezi acea sclipire de iubire, arătând recunoștință față de cei care fac lucruri pentru tine. Îți mulțumesc pentru internet, îți mulțumesc timp pentru că organizezi aceste clase și pentru că lucrezi toată ziua și toată noaptea pentru a ne oferi atâtea șanse să învățăm mai multe. Și iubirea va veni înapoi și este foarte distractiv pentru că funcționează și vine din semințe. Este foarte, foarte drăguț să știi cum să îți aduci iubirea înapoi în inima ta sau de la alții către tine. E atât de tare să poți să îmbunătățești, să dai drumul la lumina iubirii din inima ta, chiar din punctul tău de vedere. Este ca și cum ai repara conducta care picură. Ok?